Bună ziua, ne dați follow pe Insta? Le punem acilea să le vedeți. Mă, pup! Bă, nu știu dacă am avut amici neapărat cât cunoștințe cringe de cele mai multe ori, am fugit de genul ăsta de oameni, cu toții suntem ridicol de foarte multe ori, dar amicii cringe sunt aia care se duc într-o zonă extremă, unde nu prea mai e bun simț deloc. Ca unii de pe net care se comportă foarte, foarte dubios și scuza lor e că, bă, e hate, frate, e hate mult la noi în țară. Dacă eram afară unde e lumea mai deschisă, puteam să fac orice. Că acolo nu te judecă lumea deloc. Noi aici suntem închiși în cap rău de tot. Păi, stai puțin, tu zici că oamenii te judecă pe tine și că nu e ok ca oamenii să judece alți oameni, dar și tu zici în același timp că la noi e de rahat și că oamenii care te judecă pe tine nu sunt la fel de deschiși la minte și atât de deștepți ca alții care te-ar accepta, nu? Dacă ești foarte ridicol și oamenii îți spun că, bă, ești ridicol, ei sunt proști, mă. Ce iurea mi se pare mereu la oamenii ăștia care zic într-una că problema e la alții și nu la ei, că e hate speech. Dacă le spui o părere, da-i mișto pe YouTube, că vezi la bara de like-uri că unora nu le place ceea ce faci și e normal, nu sunt hateri, sunt oameni care n-au apreciat videoclipul. Și cu cât e bara de dislike-uri mai mare, cu atât ai făcut un rahat mai mare. Și oamenii cringe la extrem își fac de obicei prieteni cringe la extrem. Prietenul ăla fals. Nu toată lumea are noroc de un prieten de ăsta. De ce zic așa? Pentru că v-aș recomanda, dacă știți că aveți un prieten de genul, să-l lăsați să se ducă. Nu-l țineți lângă voi că nu o să vă aducă nimic bun. Nu degeaba se zice că prietenul fals este mai periculos decât un dușman. De obicei, prietenii ăștia falși, care de fapt sunt oameni falși, așa sunt ei. Și cu persoanele pe care nu le cunosc, dar și cu așa zis și prieteni. Ăștia de obicei se dau pe lângă tine când au nevoie de ceva, când trebuie să își îndeplinească propriile scopuri și se dau cei mai buni prieteni ai tăi. Încearcă să te manipuleze și să-ți inducă în cap ideea că ei chiar sunt prieteni adevărați, deși pe ei doar încurc de prietenia voastră. Și mai sunt și ei care se dau prieteni cu voi doar ca să-și bată joc, sau mă rog, până să-și bată joc. Se dau prieteni, află chestii despre tine și după se duc și râd cu alții de tine. Nu întâlnești prea des oameni de ăștia, dar cred că sunt și cei mai periculoși, așa că stați departe de genul ăsta de persoane. Plus că dacă ați trecut prin așa ceva și ați avut parte de un prieten de ăsta și vă ars într-un fel sau altul, la revedere. Nu mai țineți la scuze sau la vrăjilile lui. Dacă a călcat odată pe bec, cu siguranță va călca și a doua oară. Eu, spre exemplu, am avut noroc că de mic am fost o persoană de asta mai suspicioasă și paranoică și nu prea am avut încredere în oameni. N-am așteptări de la nimeni, deci na. Și dacă vreunul din voi să zicem că el e tipul ăsta de prieten fals, nu face asta. N-o să câștigi nimic în viață. La categoria asta de prieten mâncăcios, cred că de vreo 5-6 luni, dacă nu mai bine, mă încadrez și eu puțin mai mult. Aici nu e vorba de greutate dacă cineva e slab sau gras, pur și simplu de pofta de a mânca. Cunosc oameni care mănâncă cu tona și abia se îngrașă. Genul ăsta de tovarăș iese pe afară să tragă cel de un suc cu paiul la o terasă. De obicei trebuie să vină un platou cu mâncare sau un desert care arată bine la altcineva de la masă și atunci, după ce s-a uitat la mâncare, începe să-i vină pofta. Mamă, ce bine arată, vreau și eu. Să-mi iau, să nu-mi iau, lasă, nu-mi iau. După 2 minute, auzi, am adus și niște grăjoane de alea de pui cu sos calipso, mersi frumos, te pup. Practic, corpul lui funcționează mai mult pe senzația de poftă și mai puțin pe senzația adevărată de foame. Și da, mă încadrez și eu aici de ceva timp, așa cum am zis, dar gata, mă opresc că nu e bine deloc. Mamă, ce-aș băga un sufleu cu ciocolată. Prietenul ăla cu care te cerți mereu. Eu cred că toți am avut sau avem un prieten de ăsta. În primul rând, ca să ajungi să ai un prieten cu care să te cerți mereu, trebuie să ajungeți cei mai buni prieteni. Altfel n-ai cum. De ce? Pentru că ar trebui să fie prietenul de la care ai pretenții și invers, și cu care îți permiți să te cerți. Bă, nu știu de ce, dar mi se pare că mi se cam plimbă limba în gură în dimineața aceasta, așa că dacă vi se pare că vorbesc mai ciudat, șori. Așa, să revenim. Cele mai multe certuri se nasc din părerile opuse. Și vă zic eu că dacă nu sunteți prieteni ca lumea și sunteți și sănătoși la cap, nu o să stați să vă certați sau să vă contraziceți cu alții care nu merită. Apropo, ca idee așa, am bani mulți. Nu asta vreau să zic. Vreau să vă zic că nu se merită să vă certați cu nimeni. De obicei, când ajungi să te cerți, intri într-o stare de nervi. O stare care nu-ți face bine și-ți dăunează propriului tău corp și minții tale. Și nu-ți aduce niciun beneficiu util vieții tale. Adică, mai pe scurt, de ce să te nervezi tu pentru toți proștii când poți să nu-ți bați capul și să fii fericit? Și când te ceri cu cineva, trebuie să vă permiteți să vă și înjurați, pentru că probabil acolo se va ajunge. Sunt unii oameni care la cea mai mică veste sau întâmplare reacționează într-un mod extrem. Înjură, urlă, aruncă cu obiecte sau se supără. De cele mai multe ori atunci când nu trebuie. Și în general au un pattern din ăsta pe care tot îl folosesc. Și iese foarte greu din comportamentul lor. La extrema aia la altă e prietenul relaxat, care
Stă Cileanu indiferent de ce se întâmplă, de multe ori fiind neînțeles de nimeni, nu contează dacă e război, furtună, foame, molimă. Răspunsul lui după întrebarea, ai văzut mă ce s-a întâmplat, este, e, și ce dacă, aia e. Și dacă îl înjuri sau tăie de el din diferite motive, ghișce, nicio reacție. Cum zici tu, aia e. Bă, și nu știu ce fac cu oamenii ăștia în timpul liber, stau de vorbă cu Buddha, meditează, se conectează cu universul. Și în general e un lucru bun pentru că cu prietenii ăștia nu te cerți niciodată, indiferent ce se întâmplă. Își văd de treabă și dacă devii și tu puțin mai chill, clar n-o să aveți probleme. Prietenul ăla mai mare care te apără mereu. Nu știu dacă aveți un prieten ăsta, dar chiar e necesar, mai ales în școală. Dacă e și mai mare decât tine, mai bine. Dacă nu, măcar la aspect așa să fie mai mare. Ar fi bine să aveți un prieten de ăsta deoarece și pentru că prin școală mai dați și de oameni tâmpiți. Și e bine să aveți pe cineva care să vă apere în caz de orice. Dacă ar fi și un de la care să aibă grijă de tine, să te întrebe dacă ți-ai făcut temele, dacă ești bine, ar fi și mai tank. Dar nu, de obicei prietenii ăștia mai mari te apără în caz că vrea cineva să te bată. Doar atât. Sau dacă vrei tu să bați pe cineva, vii și cu băiatul că bate bine, știi ce zic. Bă, știți pe ăla care nu tace din gură niciodată? Cu toții cred că avem unul sau una care nu prea are multe lucruri interesante de zis, dar totuși zice. Ca noi, de fapt. Nici noi nu avem chestii prea interesante de zis, dar totuși zicem aici pe YouTube. Bine, adevărul e că postăm cam rar, știm. Deci cred că nu deranjăm prea mult. Dar sunt alții care vorbesc zilnic, la orice oră, la orice minut. Mai ales dacă e ceva eveniment în viața lor. Încep direct. Bă, fii atent, am fost la țară la mătușii mea. Ți-am zis de ea, ța floarea. Ei, să vezi mă ce mi-a zis. S-a culcat pe la 12 noaptea așa. Și pe la ora 3-4 auzea ceva în casă. A luat parul de după ușă, care ia un par mare și a zis că e un hoț. Bă, și când a aprins lumina era o pisică. Bine mă, bine, te rog eu frumos, lasă-mă cu astea că n-am timp, n-am chef, te rog eu frumos. Hai, zi povestea asta altă dată. Stai mă să zic. Pfauleu, și nu mai scap de el până când nu zice toată povestea neinteresantă. După o zi vine iar la tine cu aceeași poveste sau chiar cu alta. Prietenul ăla la care mergeai în copilărie. Nu știu dacă în ziua de azi se mai practică obiceiul acesta să chem la tine un prieten sau să mergi tu la el și să vă jucați împreună. Acum majoritatea se joacă pe PC-ul și stau conectați oricum. Eu când eram micuț aveam un prieten cu care am fost și la școală și la grădiniță și care stătea aproape de mine și mereu mergeam cu mașinuțele la el să ne jucăm. Ce vremuri! N-aveam griji, nu eram stresat, nu mă deranja dacă nu ieșeam din casă, eram cel mai fericit când luam două mașinuțe în mână și mă jucam cu ele. Lacrimă. Asta e, s-au dus vremurile alea. Dar vă sugerez și dumneavoastră, dacă aveți vârsta necesară și sunteți mici, să încercați să mai lăsați pe ceul și să mergeți la prieteni acasă, să petreceți timp împreună. Vă jucați, vă uitați la un film, mâncați prostii, trăiți-vă copilăria.